cu medalias. Încă un mic video 72 scurt. 72 de medalii are oricum. 72 de medalii, unul merge până internaționale, medalii vechi, de mulți ani, de atâția ani. I'm international. Deci că e internațional. Un cec din coroană, da? Aici este el. Ia uite. Da? Și aici e Albuș. Tata la puie aia, dacă Albuș, eram aici, care l-am prezentat. The best. Un desen. Albuș. Un desen. Nice. Suntem la un ceai, aici stăm la o... Ceai îmi zic etilă, dăm. La un... Husein So, for Romanian people... Un pic să fac o prezentare. Deci suntem tot la Husein Ildiz, la un ceai, după cum se vede. Vrem să-l întrebăm, ca să știți, standardul rasei Kangal. Să ne spună că e îndreptățit. Un om care umblă prin expoziții... Adică știe despre ce vorbim, să ne spună și nouă cum e standardul rasei Kangal. Zi tu în engleză, Florine. My friend here, he said to Romanian people, finally, what do you think and what do you can explain in your words the pure breed and soft Kangal on centimeters, higher, okay, longer, cold, you know, only on words. We see the dogs, the dogs are very beautiful, all standard to you. All standard. But separate from this, we want to, if you can to explain. All Romanian finally. People do say him. Okay. My heart is in Romanian, in Balkan and in Europe. While I like these people. Zice că îi place de români, de Balcani, de oameni din partea noastră. While I like these people working with my national dog. I like these people. Îi place că lucrează, îi plac câinii ăștia, câinii naționali, nu numai lui, câinii turcești. And I give you my heart in this. Zice că își dă inima. He's very honest, very sincere. Yes. Coming here in my house, coming 2000 kilometers here in pentru el, cam vine 2000 de kilometri, yes, la el acasă e ceva mărinimos. Adică în orice. Why these people like my dog? Coming. Pentru că vede că nouă românilor și cine mai vine turiștii, îi place câinii și pentru el e ceva. All people like my Kangal is all my family. Deci can come in my house. Nu, le plac câinii ăștia la oameni. Are o linie selectată. Please tell me how many years you select this line? 40 years. 45 years. I'm 85 years. Da. Cât a zis care? Cât a zis? I'm 85 years. Nu, no, 85. 53. 58 are. 58. Oh. 58. Yes. 58. 58. Are de când era copil. Și zice că linia ne asta... Ne poate explica standardul rasei Kangal? Standard. Brother. All people breeding dog in Turkey, in Romania, in Europe. This problem is, Florin, Anton, have no standard. This problem. Grand problem. Zice că nu este standard. E o problemă cu standardul ăsta. While have problem. De ce e problema? Breeding now. One generation, two, four, five, six. You must see this. All them come. Where come this line? 1 year line, 2 year line, 4 line, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is Kangal. When you have 10 generation 100 grand line is Kangal. Deci exact ce susțineam și ce ziceam noi de când avem câinii ăștia în România, da. E foarte important să știi 3-4 generații, 3-4 generation in back. It's very important to know and to have these dogs. On standard. Foarte important să știi cum a fost ăștia linia aia veche, câinii vechi care știe el ăștia câinii autohtoni ai lor. Sunt mulți care vin, yes, cu tot felul, că trebuie să fie mai lung. The best standard is when a good generation have line. One. Two, Haiges, male, 18, 77. Ce cel mai înalt, dar mai rar. Care 76. 78, 76. 78. And blood. Its best line is blood. When have Kangal is very massive and strong and have 85. Deci că nu există în standard. Asta e părerea domnului Husein Ildiz, că nu există în standard. When professional eat, my brother. Yes. Professional I explain this because in this new standard
The mail arrived 18.5 centimeters. I explain this. What is your opinion? Mm-hmm. Because you are someone in this, you know, and want to explain. Is that for you? Is that don't exist 85 on Kangals? It's something that all them Kangal is no 85. Deci că nu există. Kangal pur 85 de timp. Nu e prea mare, nu poate să fugă după lucru. We will give a good information. The best information is when Kangal have pure blood, my brother. Cea mai bună importare. This is the best line and pure blood. When have 85 and have no good blood. But zice că nu există. La 85 un câine deja foarte mare. Deci when have Kangal 76 77, deci distanța am înțeles-o. Good blood is perfect for me. The hider we know. And the rest? The rest is my brother have master. The colt? How many type must, of the colt? How many type? I think 47. Yes, when eating good. Kangal have in centimeters, how long the colt? I think the hair. 2 years, 4 days, 6 days, 10 days, no problem. When eat. Dogs have a Sijan Adriedra, have a hot blood have Kangal. When in Moscow, 80 grade, știi, de blană. Cold is no problem. Well, have a good. Ce că e crește în funcție și de cum îi dai de mâncare, ce deci blana o are în funcție de și cum mănâncă și de zona unde o ții. Și dacă e la minus grade, ca și la vacă, la cal, dacă îl ții afară, crește părul cu el, nu știu. Da. And the best point. Cel mai bun. Deci blană. Best point. O face în formă de unde îl ții, în ce relief stă. In centimeters, how many centimeters he has to be? Maximum. Maximum 81, 82. No, la blană. Centimeters of the hair. Centimeters of the hair. Bana metre yetişsene bir moment. A întrebat câți centimetri maxim să aibă părul pe el, pe Kangal pur. Asta e părerea domnului Hussein Indis, care nu e oricine, să ne înțelegem. I'm walking 40 years, my brother. 45 de ani are linia asta. When cold is... Maxim 5 cm. Maxim 5 cm. Da, uitați. Eu știam, dar zis așa. When cold is. When hot. Când e frig. When hot is. Și când e vară, 3. 3.5. My brother. S-a terminat cu 7 cm. Am înțeles, da. Asta e părerea omului. N-am venit la oricine. Îl știe Europa întreagă pe domnul Hussein. And the Kangal have... Când i-am văzut. Kangal must, my brother, have a... massive and strong body. We a boxer, we Mike Tyson. Ce trebuie să fie compact. You understand me? Like a, cum you understand me, brother? Tyson, no, e malacria. Deci că nu trebuie să fie deșelat așa ca malacul. When Kangal sleep. Moment. Sleep, ne? On come. Deci că trebuie să fie în picioare la secundă. Malacli. Hey. Oh. Na, nevoie, da, am înțeles, s-a înțeles. Kangal is the professional dog in all weather. Yes. Foarte aparte simți o asta. Când plouă, când ninge, tot e vremea el în picioare. Kangal sleep is, aba, sleep no here and no here. Is okay. Deci când dorme, zice că el simte. Deci s-a înțeles. Mai explică tot o dată, Florine, că l-a zis în curte când am prezentat câinii lui. Pieptul nu trebuie să fie deschis, să nu fie înalt, să fie lung, să nu aibă lungime, să nu aibă înălțimea mai mare decât lungimea. Da. Running dog, performance dog und killing dog is Kangal. We evolve. Kangal is cousine from wolf. Cousin. Este văr cu lupul. A lot of Kangal. People say the Kangal more is more appropriate, you know, more is more apropiat acum deja. More is more closer. He has to be more closer on the wolf. Physic, you know, the bite. Adică e vărul lupului. Da. Okay. A zis good idea. Good. Hey, bravo. Bravo, Lan. Bravo. Brother. Wolf have a kilogram. The best grand wolf
Like a boxer too, you know. You have 90 kilograms, I have 18. We can go in the ring to our fight. Technique. You know, technique, but also the conditioned, and you must will, will killing, okay? Yeah. This is the best, correct. Deci că cel mai corect ar fi câinele cangal să fie apropiat lupului cu greutate, cu grosime, cu mușcătură, cu bot, cu cap, cu tot. I think I'll give you good information. A wolf, when running, I think, while in bird running, he has to be closer on wolf to catch him, to beat him, yeah, to kill him. Yes. One fat guy, he can run with one. Bravo. Guy. Footballist, wolf, wolf have two handicap problem. Deci că lupul are două probleme de handicap. Two. When wolf here, brother, here. The back. Coloana. The back line. Spatele. Sure, okay? When kangal running, check, wolf. Și că lupul nu-i drept, care... Out, wolf! Și când... Out! Îmbușește, lovește, îl pe coloană, da. Pic, wolf spalia, can da. Know... Când îl atacă, with kangal. Îi dă un șoc și după aia, știi? Wolf can know with kangal. No! Nu poate să se... Ei nu se lovesc ca și kangal, nu se iau kangal. No, no, while he is out for wolf. Și că lupul... Kangal is strong. When wolf here, zoom, you understand me? And when kangal fight wolf, going here, and body. Deci când se luptă cu câinii, cu wolful, cu lupul, technique, se depură și fight, technique fight, tehnică. Technique fight. Wolf have beat, I think, 480 in his bike. Kangal 718. Deci care kangalul e mai puternică mușcătura, lupul bate, știi? Și und moment, you have kangal wolf. Kangal? Lupul strânge, zice. Kangal here. No here. Kangalul nu pune toată gura să-i prindă osul și prinde ca să-l rupă, îl sfârșește. And îl scutură. Lupul trage, ai văzut, și kangalul scutură ca să-l rupă. Yes. And I think in 1 year kangal, I have 1 year kangal, chilling wolf, 1 year, my dog. Albus san. Fiu din Albuș, omorât un lup. Give a video here, okay? Let me do this this problem clear. So, okay. Do you think one good kangal, powerful, can kill one wolf, one for one? Deci, 100%? L-am întrebat, dacă un... Câine kangal puternic, one, poate să-i facă one față kangal, unul la unul. Kill, dar zis că 100% kill, un câine curajos să bate cu one kangal până. Kill two wolf. When have a good kangal, two wolf. One two. Zice că care e curajos să bate și cu... Kangalul întreabă, lupul în Turcia e mare sau e mic? The wolf în turcish. The wolves are big or small? No! It's no problem big, small. Zice că nu contează că e mare no, sau e mic. No! Hey, you... Mike Tyson is no not very, zice, 2 meter. Mike Tyson e foarte înalt. No 2 meter Mike Tyson. But Mike Tyson have 2 meter curaj, here curaj. In heart. Curaj, mai înalt cu cap ca el. Curaj, are on curaj. On is, sânge is very, 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 very. Tehnic, tehnica. Kangal is tehnic. Kangal trebuie să fie tehnic. Să fie inteligent. Tactic. Noi vorbim... Tactic and tehnic. Yes. Fight. And have very idea. Intelligent. When wolf running, kangal here running, moment. And when wolf, okay, panic, kangal, gum, boom, out. Kangal, wolf, panic. But when one wolf, two, ten, four, come compact, kangal, no panic. Vreau să întreb, ce kangal? Mai traduce, zice Florine, și pentru da, mulți o să înțeleagă și engleza în România, when dar kangal, when mai zice, mai zice, here, ca să știi. Moment, when 10 wolf here, one kangal here. One kangal go, one wolf, okay? Yes. And all wolf, shht. Zice că unul când, zice că dacă sunt mai mulți lupi și un kangal curajos, merge pe un lup și lea, lupii aia îți pleacă, zice. A good time. Ce mai vrei să-l mai întreb, Florin? Și ce vreau să-l întreb? De ce câinii ăștia tradiționale aici și nu se altă rasă? Sau de ce se pune accent așa mult pe kangal și nu pe agbaș, malacli și ce mai sunt? Care e diferența așa între... Care e diferența între agbaș la caracter? Că se știe diferența. Da. Agbaș e un câine curajos,
what is the difference from Akbash, Kangal, and why Kangal is picked to be the traditional breed, traditional, you know, like, you know, Akbash is statue, Kangal of Kangal City, you know. Akbash is a pure dog. Deci Kangal e rasă pură. Turkish pure dog. E rasă turcească pură. Super dog. Foarte bun. Fine dog. Bun, bun. And kill good wolf. Și ce că ucide și Kangalul. And crazy dog. E agresiv on the people too. Yes. Și ce că e agresiv Akbashul, diferența între Kangal că e și agri. Kangal, when Kangal, when Kangal, in a heart, Akbash. Three minute. Zice că nu o să pune Akbashul cu Kangalul. 3 minute la Kangalul e mai ambițios, dacă Kangalis, e inimă. Kangalis in the world the best favorite dog. Why? Zice că e cel mai favorit câine Kangalul. Why strong? Intelligent. And very very intelligent. Very very careful when here with people with when here simți aparte when here Kangalul here se referă Kangal all what is this wild comedy și inteligent și niște simți ori aparte față de multe rase Kangal with Akbash yani Akbash and Kangal full favorite yes full I have the best Akbash here in my farm bone sheep. Aber wenn man kann, I have the best Akbash. Who pick this breed to be the traditional? And why the Turkish people don't import other breeders or of dogs? Because in Europe, in Romania, a lot of peoples import Kangals, Malakli, you know, Akbash. I like why you Turkish people don't import other breeds? I think I like Malakli. Malakli. I like no mixed dog. I like no. Ce că nu-i place mixturile, deși are aici, dar e al lui un prieten. I like pure dog, my brother. Îți plac câinii puri, după cum ați văzut. My interesting working is pure dog. Deși pur. Pure dog. When I give Florin or the Anto, pure dog. All time seen in Romania, what is pure dog? Zice că atunci când noi sau alții vor achiziționa câini puri de la right. O să se vadă sigur, zice, linia asta e foarte bună și foarte selectată de atâți ani. O să vadă și alți români și pure Kangal is a cousine from a wolf. Zice că-s verișori, cousins. Cu lupul, Kangalul cu lupul. Da. Yes. Yes. Sunt veri și... Cât despre standard, ați văzut părerea, ca să, na, vă dați seama, nici noi nu suntem reporteri cu adevărat, pentru crescătorii de câini și iubitorii de câini, vă dați seama ce am încercat să facem aici, nu-i foarte ușor. It is my Akbash. Și vreau să înțelegeți. I have the best Akbash in the Turkey. Să înțelegeți că n-am venit la un oarecare crescător de Kangal. Hussein Ildiz, the best. I have the best Akbash. But I like Akbash, okay. Akbash is in cold problem. When cold is problem. Akbash are problemă cu frigul. Problem. N-au părul ăștia. N-au blanul ăștia, da. Good working. Perfect working. Lucrează bine. Dar când e frig, se pitesc. E mai greu. De-aia preferă Kangalul la oi și la... Wolf tactic with Akbash problem. Zice că e problemă când se bată cu oi. Mai mulți. When wolf are crazy, Akbash problem. Kangal no problem. Kangal heart. Kangalul îi pare imediat. Bomba atom. Curajos. Atom F, F. Bomba atomică. Bum. Explodează când se nervează. Ce? Kangal. Nu știu, n-avem în curte. Că mulți... stai să vreau, știi ce vreau să-l întreb? Da. Că am văzut mulți că nu se înfrățesc, că se bat între ei, că dacă îți lau, zice, se bat între ei, dacă fac, că unii zic că lucră în echipă. Știi cum știu ciobanii noștri, da. Că lucră în echipă. Da, vreau da, să-l da. Întreb părerea lui, bine? Da. In Romania, our country, the ownershipers, he say the Kangal must and is very important to work in equip, you know, to work in the more Kangals, more good, you know. But we see here in your kennel, Kangal don't agree one with other. He don't like. Bravo. When Kangal. Why? When Kangal working with wolf equipment. I think 500 sheep
tricangal. Zice că la 4-5 serioi tricangali ar fi buni. One here, one here, one here. Da. Ok. But why? When I buy from you a dog, yes, mm-hmm. I go with him in my home. No, when do you will one? He fight. When do you will one? No, two, no, three, no, four. No, it's not the problem. Person will money. Zice că will do you give a two dog? Give three dog. It's not right. When do you will two dog? Okay, I can give you. Da. Ah. About when do you will one is perfect. Zice că it's not the problem. This man is hard from Kangal going all time jogging. Kangal all problem no good. Da, da. Zice că da. Da. Tramaia și tradu Florinca. Trebuie să tradu. Am văzut zice multe și na. Da. Și zi așa. Ce vreau să-i mai zic? What your I do translation. Yes. What Shasha see here in Hussein Yildiz room? Spune că ce părere ai tu, Dane, despre ce ai văzut aici? Am o părere what foarte bună. What is your instinct? Deci, ce instinct ai tu? Da, de puritate, de adevăr. Pur, saf. De pur, de adevăr, zi. Pur, truly. Bate cinciu. Pur, adevăr. E adevărat. Nu, zi adevăr în engleză. True, saf, Kangal. His opinion is the best combination authentic. Here. El te știe, de stai un pic, el te știe, danezule, că ai umblat în Turcia și a fost la mulți crescători. What is Anton? His wife. What is your ID? What do you see here? Ce părere ai? Ce părere ai? For me, I saw authentic boss and father of Boss is the best. It's like a polar beer. Îi place foarte mult forma capului. Îi place a doi chestii. The head, distance, and eyes. And strong. Yes. Fel. Ne-a întrebat ce câine a plăcut cel mai mult. Primii doi din videoclip. Ce vreau să mai întreb, dacă Kangal lui câine de luptă sau câine de... Romanian people. Treabă ce vrei, Florine, treabă ce vrei. Sunt mulți români care vor Kangal. I give you a good message, Romanian people. Yeah. Zice că dă un mesaj foarte bun. Friend, brother, Florin. Zice că e o prietenă lui și... Write me and call me. Hussein Abi, l-am sunat. Da. I come in Sivas, I will stay in Sivas and see Kangals. O să mă să văd câini. Hai, Florin. Ok, Florin, you come. Bine, puteți veni. Florin, come here in my house. And bine. Albus. I think... All Romanian people, all Europe people, America, Japanese, and Canada, come when see Albus. It's different. It's different than favorite. Că au rămas mască când l-a văzut zice Albus. Că, nu, zice că favorit. Și nouă și ție și tuturor. Și tuturor câinele la Albus, Canada și alte țări când vine. Ăla-i emblema crescătorii. Mi-a plăcut, na, toți câinii sunt frumoși, deci se vede de la distanță. Fraților, suntem pe... la Hussein Yildiz. Înțelegeți că facem asta și pentru noi și pentru voi și pentru toată lumea. Pentru toată lumea că... odată și odată ce înseamnă un Kangal. Am explicat cu luxuri, dar amănunt. Nu puteți să ne luăm după povești de pe Wikipedia, Google, știu eu ce mai vedem pe internet. Asta e cea mai... Asta e realitatea. Venim la un om care de 45 de ani ne poate explica și arăta 50 de câini sau cât sunt aici. Și ne vrea să ia ideile să le ia pe astea care le spunem acum că when the favorite bred in, I am the favorite bred in the Turkey, deci in the world. Favorit în, in the world. În Kangal. All people, all people who say. Deci că people from here. People from here. În Turcia, your, da. Your Turkish people. Dușmanii e și la ei, ca și la noi. Zice că mulți turci de aici, nu se uită urât. Normal, e lumea. Ca și la noi, dacă aduci ceva bun, bagă de vină. Man, Hussein, no. Hussein professional, relax man. Zice că domnul Hussein e liniștit, îl citești omul, știe ce are. I like my, I'm professional man. I like my, pădure fără uscăciune nu există. And I like, I will know, hey, people, blah, blah, blah. No, Like Kangal dog also. You go. Kangal, my ce family. Ce că nu-i curios ce zice lumea, my are family. Câinii lui. Kangal and my family. Familia lui. Tabi. You are happy
we are here and very, this. Very, I'm very happy. Andrea, dacă e fericit, ne cunoaștem de multă vreme. Come television, danezul, interview for me from America, from Japan, from China, and all. A venit din multe televiziuni, la multe televiziuni, mulți turiști, mulți. And in one month come for here. Tourist, I think. Acum o lună vin. 400 people. O să vin 40 de. Yes. I'm in one a year. One a year. 50,000 person come here. In okay, my, vin, yeah. 1500 de persoane pe an. Vin turiști, vin cu. No, in all brother. Here. Do you see my in my Facebook, in my. Ce că vede pe Facebook, ne-au văzut și pe noi pe Facebook ce promovăm, că nu promovăm. Că te vede omul ca și noi. No. All people see Hüseyin Yıldız have the best line in the Turkey. Zice că pare că e foarte bun pentru all cei people. Mai buni. He says his dogs are best in yes. Europe, all the world and Turkish. Florin is professional man. Zice brother. Că eu sunt profesionist. Professional. Și doamna Anto, mai profesorist. Noi suntem o familie. I'm a stinksman, my brother. Vrem cel mai bun. Aba. Facem tot ce putem să fie cel mai bine. No two right, no four right. You see, Yıldız have the best brother in the world. I have no one dog the best. I have Albus, I have Sun, I have all. Are mulți câini de top, 72 de medalii, cu care a fost nun AFKIF, a zis că internațional. Am filmat medalii. Fraților, noi ținem cont de părerea unui om care a filmat tot. Da. And I will, in Romania, in Balkan, in Romania, I think I can with working with my brother. De câini nu ne apropiem la preț. With you. Da. Asta este. In Romania. Yes. Vile Merecum familia. I will breeding here in Romania. I will come and I will see this, Romania. This video will put on the Facebook, on the YouTube. It has Fane și câini. Avem ce vreau să spunem că punem pe danezul va pune pe YouTube ca să vadă și românii. Vrem să promovăm câinii. Fane și câinii, tu o să pui cu Cristinel Iacterier, că tu ești din partea Ardealului. Da. Asta e realitatea. Să vrem să-i promovăm. Să promovăm cangalul pur în România. Noi. Să se înțeleagă I speak perfect, că ce facem noi și ce fac eu. N-a făcut nimeni până acum și nu eu vorbesc de... Să mă dau mare. Asta e adevărat. I speak German, English. Da, ce să vă zic, închidem aici, că discuția este foarte lungă și va continua între noi aici. Ce să vă zic, sper că v-a făcut plăcere la Hüseyin Yıldız. Doamne ajută!